trei zodii care vor uita de grijile financiare. Acești nativi se vor bucura de mulți bani încă de la începutul lunii aprilie. Cine sunt cei care vor scăpa de ghinion și se vor bucura de tot ce au visat vreodată? Persoanele născute sub semnul zodiei Capricorn sunt foarte ambițioase și muncitoare, însă în ultima vreme s-au confruntat cu probleme financiare. Acești nativi nu vor mai avea motive să se îngrijoreze, asta pentru că vor da lovitura de la începutul lunii aprilie. Nativii zodiei Capricorn vor avea mare noroc la bani și există mari șanse să primească o moștenire de familie care le va schimba total viața. Ei își vor permite să se bucure de tot ceea ce își doresc. Veștile sunt bune și pentru persoanele născute sub semnul zodiei Capricorn. Acești nativi vor avea parte de câștiguri financiare uriașe, dar și de succes în carieră. Este foarte posibil ca ei să își schimbe locul de muncă ori să primească o mărire de salariu. Nativii zodiei Leu vor avea parte de toți banii de care au nevoie pentru a face tot ceea ce își doresc. Norocul este de partea lor, așa că sunt șanse să câștige sume de bani fabuloase după ce vor începe un nou proiect. Este momentul perfect pentru a vorbi cu vechii cunoscuți. Oamenii din viața voastră vă vor aduce abundență financiară. Vărsător. Persoanele născute sub semnul zodiei Vărsător vor avea motive să radieze de fericire în perioada care urmează. Acești nativi vor da lovitura la finalul acestei luni. Ei au mare noroc la bani și vor încasa sume mari. Nativii zodiei Vărsător vor uita complet de grijile financiare pe care le-au avut în trecut și se vor bucura din plin de toți banii pe care îi vor avea. Se apropie sărbătorile pascale. Există șanse șefii să vă uimească cu o primă consistentă. Relatează știri de cluj.ro.